La nivelul județului Călăraș s-a înregistrat o creștere a încasărilor la bugetul de stat în primul semestru. Creșterea a fost înregistrată după preluarea contribuabililor mijlocii la nivelul Agenției Județene a Finanțelor Publice, Călăraș. Nicolae Țifrea, directorul Agenției Județene a Finanțelor Publice, Călăraș, ne dă mai multe detalii. Legat de încasările pe primul semestru al anului 2019, aș vrea să mă raportez la primul semestru al 2018 să vedem comparativ. Pentru că aceste încăsări au crescut, deci și automat, în mod normal, gradul de dezvoltare al județului a crescut, pentru că banii ăștia sunt rodul la ceva, nu vin din neant. Deci, dacă pe primul semestru al anului 2018 încasările erau în sumă de 335.295.423, pentru aceeași perioadă a anului 2019, deci pe primul semestru, încasările sunt la peste 383 de milioane lei, deci cu aproape 50 de milioane mai mult. Și mă refer aici numai la agenții economici mici, fără mijlocii, pentru că începând de la 1 ianuarie, au venit și mijlocii la noi, deci încasările noastre, per total, sunt peste 467 de milioane. Eu, ca să fac o raportare exactă, m-am referit numai la cei mici pe care îi administram la nivelul anului trecut. Deci, bani la buget sunt, încasările au crescut, pentru că ne uităm la televizor și unele știri zic că au scăzut încasările, nu mai sunt bani de pensie, nu mai sunt. Deci, eu mă refer să-i la județul Călăraș și vă spun, încasările au crescut cu 50 de milioane. Deci, ca și procent, deci, peste 15%. Deci, sunt încasările mai mari raportat 2019 la 2018. Odată cu preluarea contribuabililor mijlocii, vă așteptați la o creștere a încasărilor cu cât până la sfârșitul anului? Aveți estimat un procent cu cât va crește? Deci, ca să mergem ca și procent, bine, e foarte complicat să spun exact, dar noi ne încadrăm, sperăm, cu undeva la 30%. Și zic 30% pentru că anul trecut la Călăraș nu au fost mijlocii, erau gestionați la nivel de regiune, iar influența lor cam aici se ridică. Plus valoarea care zicem noi că creșterea economică se simte și în aceste încasări, sperăm să fie mult mai mare. Având un județ predominant agricol și vedeți noastră, depinde și de uragane și de furtuni, așteptăm că oamenii să recolteze, să-l ducă în hambar și formă să vorbim concret. Despre încasările. Eu zic că vor fi substanțial mai mari. Dar să fim puțin și precauți să nu... La sfârșitul anului veți avea o situație... O situație exactă clar. Și concretă.